Un proiect de lege inițiat anul trecut de deputatul independent Ana Maria Gavrilă cu scopul protejării de către stat a termocentralei Mintia a revenit în actualitate, dar într-o formă diferită. Adică, potrivit parlamentarului Hunedoian, se va lua în calcul protejarea tuturor societăților de stat, astfel încât vânzarea lor să fie decisă după o dezbatere în Parlament, nici de cum de o singură persoană, ca în cazul termocentralei Mintia. Declarația a fost făcută ieri după ce deputatul hunedorian Ana Maria Gavrilă și-a susținut proiectul de lege în comisiile de energie și cea economică de la Senat. Vă amintiți că am încercat să oprim termocentrala Mintia și în acest sens am inițiat o lege, am propus o lege care spune că elementele din entitățile din industria energetică ale societăților de stat nu pot fi vândute dacă au o valoare mai mare de 5 milioane de RON decât dacă se face o lege în Parlament și este aprobată de Parlament. Astfel am mers și am susținut această inițiativă de lege în cele două comisii. Ce s-a întâmplat a fost ceva care m-a bucurat. Legea se pare că nu va fi aprobată de cele două comisii, însă domnul Daniel Safir ne-a confirmat că în ultimele două săptămâni de când a început această sesiune, ei deja se gândesc că o astfel de lege este absolut necesară pentru România. Deci, ei vor face o listă cu toate companiile, deci nu doar în industria energetică, ci toate companiile și entitățile care aparțin de statul român și care ar trebui protejate prin anumite legi, astfel încât o vânzare de genul termocentrala Mintia să nu mai poată fi decisă decât de un singur om. În final și la urma urmei, ce contează este nu cine își pune numele pe această lege, ce contează este ce se întâmplă pentru România. Este astfel un semn că nu contează dacă ai 10% în Parlament, nu contează dacă ai 5% în Parlament, nu contează dacă ești un singur om în acest Parlament, în Parlamentul României, poți să împingi pe cei mari să facă ceea ce trebuie făcut pentru România. Parlamentarul hunedorian este convins că legea la care a muncit va fi revendicată de PSD, care se va erija mai apoi în salvatorul României. Din păcate este încă a nu știu câta oară când PSD zice că a ta nu-i bună, dar lasă că o fac pe a mea, care tot aia zice, dar îmi pun eu numele pe ea, fie ea moțiune de cenzură, fie ea moțiune simplă, fie ea orice or fi, dar să fie numele nostru și să zicem că noi am salvat acum România. Vina și la urmă nu contează, domnule Zamfir, contează că se face ce trebuie pentru România. Pentru Ana Maria Gavrilă, lupta pentru salvarea termocentralei Mintia continuă, intenția ei fiind de anularea vânzării unității energetice.